în timp ce unii rememorau amintiri din copilărie când alături de bunici țesau la război, tricotau, torceau sau împletau, alții au fost cuceriți de întregul proces tehnologic din care rezultă frumoasele costume populare, sentimente unice au trăit cei preocupați de modelarea lutului atunci când alături de olarul Daniel Leș au confecționat diverse obiecte din lut, momente folclorice de excepție au oferit tinerii artiști a ansamblului folcloric național Transilvania, care au prezentat dansuri din cele patru regiuni etnofolclorice ale Maramureșului. Vocile speciale ale soliștilor Paula Nanie și Carmen Ștețco au răsunat în întreg spațiul expozițional, în acompaniamentul maestrilor Dumitru Dobrican, Sorin Rad și Teofil Rad. Publicul s-a încins în hore, iar participanții au jucat și au degustat bucatele tradiționale maramureșene. Interesul turiștilor a fost stârnit, de asemenea, și de premiera celor două destinații europene de excelență, Sărachioarului și Sighetul Marmației, în cadrul concursului Eden. Din nou, Consiliul Județean Maramureș, din punctul meu de vedere, și județul în ansamblul său s-a prezentat la un nivel excepțional. Am avut un stand care a atras atenția pe parcursul celor 3 zile de desfășurare al târgului. Am avut un stand care a fost din nou amplasat central, lângă scena principală, locul de desfășurare a tuturor evenimentelor de acolo. Un lucru important din punctul meu de vedere este premierea celor două proiecte care au fost depuse de către județul Maramureș pentru destinațiile Eden, care este până la urmă o inițiativă frumoasă și lăudabilă a Ministerului Turismului de a promova printr-un proiect cu finanțare europeană a destinațiilor mai puțin cunoscute. Nu vorbim despre Maramureș, care este deja un brand cunoscut, vorbim despre destinațiile în interiorul județului Maramureș, care trebuie să fie făcute mai cunoscute publicului larg. Două proiecte din Maramureș au fost premiate dintre cele 5. Locul 2 ca premiere a fost Țara Chiarului, ca aplicant a fost Consiliul Județean Maramureș, iar locul 3 ca destinație turistică a fost premiat Sighetul Marmației. În perioada 16-19 noiembrie, standul județului Maramureș a fost în permanență unul viu. Activitățile desfășurate la stand au stârnit curiozitatea multor vizitatori, astfel că mulți dintre aceștia s-au arătat interesați de petrecerea sărbătorilor de iarnă în Maramureș pentru a fi părtași la întregul ritual al Crăciunului, în mod special în noaptea de ajun. De asemenea, au fost interesați de farmecul Mocăniței și traseul acesteia prin zăpadă, dar și de ofertele de revelion, cele mai căutate locații fiind cele cu specific tradițional. Esența au reprezentat-o ca întotdeauna demonstrațiile meșterilor populari Maria Zapca și Daniel Leș. Am avut gustări tradiționale, am avut momente în care s-au diversificat practic ofertele către cei care ne-au vizitat, de la meșteșuguri tradiționale într-un regim live, dacă vreți. Am avut-o pe Maria Zapca cu război de țesut cu teara și pe Daniel Leș cu elemente de olărit. Participanții sau cei care ne-au vizitat standul au fost invitați să încerce pe viu până la urmă ceea ce înseamnă aceste meșteșuguri. Pe parcursul celor 4 zile au vizitat standul județului și au vorbit despre frumusețile și valorile Maramureșului vicepreședintele Academiei Române Alexandru Surdu, artiștii Daniel Buzdugan, Adrian Sână, Grigore Leșe, Nicolae Tand și Cristina Cioran, dar și secretarii de stat ai Ministerului Turismului Bogdan Tomoiagă și Cristina Tărteață, secretarul de stat al Ministerului Transporturilor Dragoș Titea, cel al Ministerului Mediului de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat Paula Pârvănescu și președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice Bogdan Pușcaș.